Oameni buni, iată, prietenul Connector este în trending pe YouTube, ceea ce nu face, doar ne bucură treaba asta, și are piesă nouă, și atunci dacă are piesă nouă, eu zic să vină să povestim, are și videoclip senzațional, iar Connector este acum aici cu piesa, noi îl așteptăm cu un pahar cu apă, pentru că este ziua mondială apei. Să intre Connector! Și chestia asta este senzațională. Să închinăm. Să închinăm, Doamne ajută. Eva, a venit Connector cu Ting, Ting, Ting. Vezi că ea face coreografia acasă. Are o iubesc. Deci atât de talentat. Am văzut filmulețul în care a dansat cu maică sa, da, cu Andra. Da. Exact. Absolut superbă. Și cred că se descurcă. Ciucă, dai puțin tableta, pentru că da, aș vrea să înțeleagă cei care se uită la noi la emisiune că noua piesa lui Connector, care e în trending pe YouTube, a fost locul 1 în trending acolo cu Raluca. Da. Acum are pe 3, dar are... a stat o săptămână pe 1. Băi, nene, a stat acolo, adică a fost pe medaliată cu aur, nu? Da. Fii atent, pentru că sunt foarte mulți oameni care fac pe această piesă tot felul de sunete. Stai un pic să caut ceva. O să-i rog și pe colegii din regia de emisie să dăm tableta puțin. Am intrat pe contul de Instagram al prietenului. Stai să o conectăm. E conectat. Da, da, e conectată. Iată. Deci, oameni buni, am intrat pe contul de Instagram, stai să vedem tableta, al prietenului nostru Ensar Lință Jos Duman, și intri aici la story, stai un pic, să dau, să vezi aici, să ajung. Ascultați un pic ce face piesa acum, fiți atenți. Stai. Deci n-ai cum. Eram cu 7-8 acolo, dar bucuria lui este savuroasă. Deci, auzi, mi-e place cum prietenul nostru turc, auzi. Tic, tic, tic. De asta zic, sunt mulți oameni care e amuzat, nu? Mulți oameni care fac sunete pe această piesă, ceea ce înseamnă că e un succes garantat. Foarte faină, da, piesa, jos pălăria, bravo. Chiar a dat jos și un, să zic așa, un mic zid pe care se crease de-a lungul timpului. De la Vara nu dorm, orice piesă am scos de-a lungul timpului, de la Vara nu dorm încoa, era întâmpinată cu reacții de genul: băi, e bună, dar nu e ca Vara nu dorm. În sfârșit, gata, a căzut treaba asta. Tu acum am multe comentarii, se spun în sfârșit ceva la fel de tare ca Vara nu dorm, poate și mai tare. Deci s-a făcut dreptate, oameni buni, Connector și Raluca. Bă, și videoclipul foarte fain și mișto de tot. Da. Chiar da, da. Ce vrei, da, nu știu unde... Nu știu, domnul director, dar am văzut videoclipul că e și cu... Povestiți un pic, avem imagini. Ce-i drept, am și primit multe mesaje de la niște iubitoare platonice. Da. Da, care mi-au spus: gata, s-a terminat tot, nu te mai iubesc. De ce? Momentul ăsta nu mai, gata. Pentru că tu... Au văzut, da, clipul și respectiv. Păi da, pentru că tu pe partea asta ne spui cu Dumnezeu și așa, ne spui cu smerenia, da. Iar aici în videoclip am văzut că ting ting. Da. Ting ting pe piele. Da, da, da. Ce bun, e așa? Da. Avem imagini cu domnul Connector din clip. Puteți să vedeți, ia, băgați imaginile, regia. Dăm voie să fiu un propriu apologet și da, să spun că din ting ting te-ai născut și tu și eu, și viața însă s-a născut din ting ting. Evident, domnul Connector, dar aici dați-mi și mie voie să vin mai departe și să vă spun că doamna Raluca și ea se află într-o relație unde e ting ting, și de asta, de ce dumneavoastră ați venit în altă treabă cu ting ting? Sigur, și uite, ca și contraargument, m-am gândit să-i dau un telefon lui Danny DeVito să-i spun să înceteze să mai fie mafiot. Dar după aceea mi-am dat seama că e doar un rol. Da. Deci, oameni buni, aș vrea să face diferența între omul Connector și așa, artistul Connector. Așa. Uite, de foarte multe ori oamenii nu fac diferența asta. Da, știu că nu fac diferența. Astăzi vorbeam cu un tip de pe TikTok și i-am spus, s-a discutat acolo la un moment dat că de ce și-a pus el poză cu bani. Și s-a filmat cu bani așa, nu știu cum. Și zice: păi asta am văzut la voi, asta am văzut la artiștii români, că se pozează cu bani. Și zic: bine, ai grijă că s-ar putea să scot mâine un videoclip în care să mă arunc de pe un bloc. Ai grijă. Dumnezeu, Dumnezeu acum, pentru copiii care se uită la noi, pentru oamenii care cred că TikTok-ul este dreptatea supremă în lumea asta, trebuie să-i priviți pe oamenii aceștia și ca artiști. În viața lor nu fac lucrurile astea. În viața lor, în viața lui Connector, să știți că nu stă cu ochelari de soare și cu fez la el în casă așa. Exact. Pentru că pur și simplu lumea te vede pe TikTok, știi unde ești tu real. Dar aici ești artist, asta trebuie să înțeleagă lumea, știi? TikTok-ul este TikTok, bineînțeles, meseria mea cere anumite, nu știu cum să zic,
zic, chestii pe care trebuie să le faci, adică regizorul Cristi Roman Speță a spus: "Bă, uite, vreau așa, 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 bă, nu mai vreau." Clipul, vezi că foarte fain și felicitări. Da, da, adică la urmă eram niște artiști, știi? Bineînțeles. Nu, acum au zis, am roluri. Nu știu, o să apar probabil, am apărut în film, am jucat în filmul Iulianei Beregoi. Am văzut, mă, nu vezi că erai mafiot acolo. Nu-s mafiot, fraților, nu, stați liniștiți. Domnul adică, Conectoriu, v-am văzut în filmul Iulianei Beregoi și mi-a plăcut mult de tot. Și pisica, dumneavoastră erați șeful unei case de discuri, mafiot. Exact. Adică am văzut ce ați făcut și cu Ceanu, cum ați vrut să faceți cu contractele și a fost la film. Da. Mă bucur că ai fost și că ți-a plăcut. Două inimi se numește filmul. Două inimi se Cred numește, că puteți da. Să-l găsiți acum pe platformele de streaming, foarte fain. Și pentru asta, copii și bunici și părinții, asta mi-a plăcut. Da, și apropo de asta, că tot s-a lansat Lasă-mă să te, hitul, zic eu, începutului de an, poate chiar al anului, Doamne ajută, vreau să fac oamenii de acasă coproprietari cu mine la piesele mele. Adică? Venim investitori? Da. Scot o colecție de NFT-uri, de 5.000 de NFT-uri. Știu că a pornit cu stângul treaba asta cu NFT-urile. Dar cu NFT-urile acum când toată lumea știu. Nu? Și da. Deci acum e ceva interesant. Da, pentru că este primul NFT din prima colecție de NFT din România care îți oferă ceva consistent, real, concret, și anume procente din piesa mea. Asta mi se pare foarte tare. Și practic când îmi vin mie banii de la OCMR, vă vin și voi, e atât de simplu. Adică nu mai e că o VIP pass la concerte sau poate știu eu dacă crește valoarea. Nu. Nu, nu, nu. Îți dau procent din piesa mea. Din Lasă-mă să te și din Vara nu dorm. Am pus două hituri la bătaie. Și cât e sau cum e? Ei ai un 1%, bineînțeles, nu o să fie acum tamai procentul, dar un 1% dintr-o piesă hit poate să însemne câteva sute de milioane lejer. Așadar, lumea află mai multe despre chestia asta dacă intră la tine pe Instagram. La mine pe Instagram, lângă poza de profil, există link-ul care te duce direct pe colecția de NFT-uri. Pe 7 aprilie, vă puteți face pre-ord deja. Sunt deja pre-orduri o groază. Pe 7 aprilie punem în vânzare. Foarte frumos. Lucrul ăsta l-am văzut și la alți artiști de afară și cred că în România ești primul care face asta. Sunt primul din România, da. Care își vinde, ca să spunem așa, creația. Da. Bieber a mai făcut afară, Usher. Sunt mai mulți. Băieți de ăștia simpatici care și ei au făcut hituri la nivelul lor. Și asta e toată povestea pentru cei de acasă. Piesa asta a fost gândită în engleză. Da. Mă gândesc cum ar fi fost să fi fost în America să fi lansat piesa asta. Atunci, da. Pentru că tu ai gândit piesa prima dată, cum? Păi da, eu fac ghidurile în engleză, știi? Că mi se pare că fonetica lor e mult mai muzicală, mult mai, știi? Și era ceva de genul "The way you move that little thing, 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 thing", știi? Și am zis, bă, dar cum o dai în română? Ce ting în română? Ce sună ating în română? Și am găsit ating. Ah, ok, gata. Și după aia am construit în jurul lui ating. Pentru că, uite, poate e bine să afle oamenii și cum s-a plecat la acest succes. Deci ascultat, ai avut un cuvânt și de aici ai pornit... Da, un hit vocal așa în care mi-am imaginat eu cum ar cânta un american piesa. Și de acolo zic, bă, trebuie să localizez. Știi că e vorba asta în marketing. Think global, but act local, știi? Și trebuie să localizezi treaba. Și zic, cum ai vă? Ting, 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 ating. Ah, ok, și am construit. Știi cum e? În muzică este o regulă, adică pentru băieții care scriu de ani de zile și construiesc... Sau pentru băieții care vor să facă meseria asta. Sau care vor să facă meseria asta. Uite, vă vând un secret. E mult mai ușor să construiești un pod în momentul în care știi unde vrei să ajungi. Adică ai un obiectiv. Da. Ai găsit hook-ul, conceptul, ating, ok, gata. Aici știm unde să construim, să ajungem la ating. Foarte frumos. Raluca nu e și astăzi să cântăm piesa? Raluca nu e, din și păcate. Și Raluca e în altă televiziune? Din păcate sau din fericire. Nu, Raluca e în vacanță. Hai, în vacanță. Raluca a venit mai devreme Carmen cu Juno, da. Piesă, și Juno fiind plecat în delegație, a venit doar Carmen. Și acum de asta nu înțelegeam unde e Raluca. Da. Deci Raluca e în vacanță. E în vacanță, da. Perfect, asta e. Oameni buni, piesa asta merită să o ascultați dacă intrați pe YouTube. Căutați Conector Raluca. Piesa se numește Ating. Nu, se numește Lasă-mă să te. Lasă-mă să te sau caut, am dat și ating, să vezi că mi-e de tot găsești. Da. Lasă-mă să te. Știu că fiecare înțelege ce vrea, da? Bineînțeles. Perfect. Bineînțeles. O să și cântăm imediat. Spune-mi întâi de toate înainte de a cânta, ce-ți face familia? Foarte bine. Mișa este, mă rog, și-a deschis o mică afacere. Da, am văzut cu poze, cu ceva din, cu promovează vacanțe, o fază de asta. Am văzut ceva. A intrat și într-un proiect de televiziune, la cealaltă televiziune. E în vibe, e în drive. E cu Juno. Cu altă televiziune. Bravo, e cu Juno. Exact, exact. Iar Maia e în drum spre noi, că a venit Maia? Da, uite acolo.
Ah, tati. Deci, hai vino cu vrei? Arătăm? Da? Haide, haide Maia, vino să te vedem. Haide Maia. Cât, nu vei. Hai, te rog că vreau să povestim ceva de mamă, ce cool ești așa cu gluga. Cât are Maia acum? Are 9 ani și sunt tare mândru de ea pentru că face eforturi mari, se descurcă și la matematică și de curând a luat și examenul la Elnescu, la George Enescu, e clasa 3-a. Și tati, un tătic foarte mândru. O iubesc tare și mulțumesc Dumnezeu că am un așa copil sârguincios, conștiincios și așa mai departe. E un copil extraordinar. Felicitări! Să rămână! Și aici au crescut. Și noi îmbătrânim. Și noi îmbătrânim. Mereu îmi spune, ești un bătrân, ești un tătic bătrân. Și zic, dar de ce? Uite-te la piele acolo, că am văzut eu nu știu ce. Soare, în filmul aici ai, cum zice, mă, nu zice riduri, zice, cum îi zice, mă, crampe, haideți să cântăm, oameni buni, cu un tătică foarte talentat, Connector, piesa Lasă-mă să te... Ting, 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 ting. Perfect, mulțumim mult de tot, Relu, să ai succes, baftă și oricând te așteptăm cu mare drag. Mulțumesc, Cătălin.